La 100 de kilometri de capitală, în satul Lalova, în apropierea două dintre cele mai vizitate zone turistice ale Moldovei, Țipova și Saharna, se află hanul boierului Hangan. Mica gospodărie este parcă ruptă din poveste. A fost construit și amenajat în stil tradițional moldovenesc. Lejanca, covoarele țesute și ulcelele din lut te fac să uiți câți ani ai și să te simți ca în copilărie când mergeai la bunica. Aici te poți odihni de minune, lăsându-te alintat de odele naturii. Ideile știți cum? Ideile zboară. Ele trebuie prinse. Prinse și aranjate la locul lor. Având în vedere că nistul trece în preajmă și îl vezi, dar nu-l auzi. Ideea a fost că să avem un murmur de apă curgătoare care o să-l auziți, să-l avem în curte. Și atunci când stai și privești nistru și mai auzi și sunetul ăsta, și mai auzi și păsările din jur, mai auzi și freamătul crengilor, frunzilor, deci ești în sânul naturii și alt sunet nici nu-ți trebuie. Stăpânii hanului ne-au spus că, de fapt, construcția acestuia este un vis care, odată cu trecerea anilor, a devenit realitate. Mai greu când te uiți în urmă, atunci vezi toate greutățile care au fost. Când ai un țel, când mergi spre el, e mai simplu. Principalul că am știut ce vrem, și am știut și să cerem de la cei care ne-au ajutat în realizarea visurilor noastre. Gospodăria are un design deosebit. Stăpânul hanului ne-a mărturisit că i-a fost foarte greu până a găsit specialiștii potriviți ca să-l ajute să-și transforme visul în realitate. Foarte mult am căutat stilul și meșterul care ar putea să realizeze lucrurile care să aranjeze în stil. La pereți, vreau să, nu știu, am încercat să facem, e făcut cu fân. Am făcut vreo 4 odăi cu meșterii, tot le făceam, le dam jos, nu se ajunge la ceea ce vroiam, ca să începem a face lucru cu meșterițele din sat, adică femeile care au uns toată viața. Și am uns, după cum vedeți, pereții cu fân și am lăsat așa cum sunt. Pentru că mi-e aproape de natură, mi-e aproape de lucruri reale. Primitoare ca familia Hangan nu găsiți în toată Moldova. Își alintă oaspeții așa cum știu ei mai bine, cu cele mai delicioase bucate. Doar aici aveți ocazia să gustați din sărmăluțele pitice sau plăcintele coapte la cuptor după cele mai vechi rețete moldovenești. Pregătim bucatele tradiționale moldovenești, tradiționale satului, locului, începând la răcitură și terminăm cu pruna, cu nucă în putere. Sarmale, plăcințele, mămăliguță cu tocăniță, cu pește de la Nistru. Folosim numai peștele de la Nistru, adică nu-l cumpărăm de altă parte. Am ajutor, este doamna Galina, care face cu plăcințele care le-ați văzut. Și este doamna Svetlana, face sărmăluțele, ptice, care se fac numai la noi, cred că. Pentru tinerii îndrăgostiți, gospodarul casei are mai multe surprize. Pentru aceea că oaspeții noștri, oaspeții casei, se simt mai aproape de sat, mai aproape de natură,
cu anturajul care l-am făcut în casă, am făcut și saltele umplute cu fân. Fânul e ales special cu frunze de mintă, cu flori de câmp, cu ierburi alese, ca să fie omiros, ca să cuplurile să simte în sânul naturii, aflându-se în casa noastră. Și planuri pentru viitor sunt multe. Cu timpul, hanul va deveni mai încăpător. Vrem să facem în gospodărie, vrem să ne-am rămas o casă veche, da, părintească, care vrem să facem o sală de expoziții și de unde se poate aduna meșterii din localitate, care să fie și o sală cu expunere, și o sală cu vânzare, și o sală cu șezătoarea care se petrecea cândva în sat, sub acoperișul al cușmalului Guguță din poveste, care este și deja tufă este pregătit. Acoperișul, practic, pe jumătate îl avem strâns. Frumosul han este vizitat astăzi de tot mai mulți turiști. Aici, în sânul naturii, te simți ca acasă.